Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la episodul al 7-lea din emisiunea cu piese pe care trebuie să le știi. Mulțumesc că te uiți la așa ceva, de asemenea, dacă vrei să mă susții să creștem canalul ăsta, te invit să dai un subscribe, eventual cu clopoțel, ca să fii notificat de fiecare dată când postez. Bineînțeles, un comentariu este bine primit, cu un feedback din partea ta să-mi spui dacă e ok sau nu e ok ce fac eu aici, un share, de ce nu, crezi că o să te faci de râs dacă dai share la așa ceva? Hai să începem. Prima piesă este Black Betty de la Rem Jam. A apărut în 1977 și din păcate este singura piesă cunoscută de la trupa asta, Rem Jam. La rândul ei, trupa asta a avut o carieră destul de scurt. Știți ce nu e scurt? Piesa asta, care e 4 minute. Dar de fapt e bună. A doua piesă este Should I Stay or Should I Go de la The Clash. The Clash sunt niște propovăduitori ai punk-ului în lumea asta. Sunt acolo în loc de cinste alături de The Ramones și alții. Da, și aceasta este cea mai cunoscută piesă de la ei. A apărut în 1982 și a ajuns locul 1 în Marea Britanie, în SUA din păcate nu a prins. A treia piesă este Are You Mine de la Arctic Monkeys. Piesa se află pe albumul AM, lansat în 2012 și am făcut chiar și eu un review, o să-ți las linkul un pic mai sus. Îmi place cum a ieșit piesa asta și este una din preferatele mele de pe albumul ăsta, sună foarte fain. Piesa este despre nesiguranța naratorului cu privire la persoana iubită, nesiguranța cu femeile fiind cumva un leitmotiv pe acest album de altfel. A patra piesă este Ruby de la Kaiser Chiefs. Tot britanii sunt și băieții ăștia de la Kaiser Chiefs, îmi place foarte mult piesa asta, sună vesel, deși la producție nu mă încântă, dar hei, când ai o piesă mișto care e faină și te mișcă, nu prea mai contează dacă e bine produsă, nu? Nu? Întrebare. A fost rodată piesa asta pe locul întâi? Da. Dar în Marea Britanie. A cincea piesă este Jerk It Out de la The Scissors. Un lucru mai puțin cunoscut despre Scissors este că ei sunt suedezi. Piesa asta n-aveți cum să nu știți, e ceva incredibil cu piesa asta. Sună foarte mișto și a prins foarte mult la lume. Ai auzit-o și prin filme, cel mai probabil. E o frumusețe de piesă. Jerk It Out, conform membrilor trupei, înseamnă a te destrăbăla și a uita de tine. Păstrând contextul sexual, remixul acestei piese se numește Jerk It Harder. A șasea piesă este Feel Good ENC de la Gorillaz. Și eu am făcut cover la piesa asta, o să-ți las linkul un pic mai sus. Piesa e din 2005, iar în 2006 a câștigat Grammy-ul pentru cea mai bună colaborare pop. Piesa fiind în colaborare cu grupul De La Soul. Rapperul din acest grup cântând și strofa a doua, aia răpăită foarte mișto. Prima strofă se aude ca și cum ar fi un mesaj vocal, ceea ce se și vrea a fi. După prima strofă fiind acel beep menționat și în versul And all I wanna hear is the message beep. Cred că foarte mulți știu deja piesa asta și știu bucata aia. A șaptea piesă este Fly Away de la Lenny Kravitz. Dacă îi dai play în căști, nu ți s-au străcat căștile, ci la început începe chitara electrică doar pe una din căștile tale. Acest fenomen se cheamă panning. Este atunci când un sunet este mutat dintr-o cască în alta pentru a crea dinamism în piesă. Piesa a fost produsă într-un timp relativ scurt, iar Kravitz a spus într-un interviu că sunetul unei chitări îți spune cam ce riff-uri merg cântate pe ea. Și așa a făcut și cu chitara pentru piesa aceasta. A luat-o și în scurt timp a creat acel super riff ce a rămas și până acum. Piesa este despre dorința pe care fiecare dintre noi o are la un moment dat de a pleca naibii de aici. A opta piesă este Let It Rock de la Kevin Rudolph și Lil Wayne. Piesa a apărut în 2008 și sună foarte catchy. Cred că e cea mai bună piesă rocky și ce ar merge blană în cluburi. Ce-mi vine acum, evident, când spun asta. Neapărat de ascultat. A noua piesă este The Sweet Escape de la Gwen Stefani și Aiken. Piesa este despre un cuplu care după ce se ceartă se împacă și se gândesc la un viitor strălucit și fericit împreună. Piesa a început să rupă după ce a fost cântată live de cei doi la American Idol. Iar a zecea piesă este Cake by the Ocean de la Dance. Piesa se vrea a merge la fiecare petrecere și o alegere bună pentru că este foarte dansant. Din acest grup dance face parte și Joe Jonas, unul din frații Jonas care nu e Kevin sau Nick, tot el cântând și mare parte din această piesă. Gen, toată. Piesa e din 2015, iar K by the Ocean înseamnă ce vrei tu să însemne. Asta nu o spun eu, o spune Joe Jonas, unul din membrii Jonas care nu e K. Astea au fost 10 piese pe care trebuie să le știi. Mulțumesc că te-ai uitat. Știi ce ai de făcut dacă vrei să creștem împreună canalul ăsta? Te miști pe radiomix.com, radio online cu foarte multă muzică, am peste 5500 de piese acum, iar pe Instagram radio.mes, pun la story întrebări de cultură generală ce e posibil să nu te ajute în viață, dar totuși să-ți se pare interesant. Eu am fost Răzvan Harag,